Pentru al șaselea an consecutiv, grupul de colindători urmașii lui Iancu colindă în județ pentru a aduna bani pentru copiii bolnavi de cancer. Au reușit și în acest an să adune peste 10.000 de lei, după ce au intrat în casele sălășenilor ducând colinda sfântă, însă și povestea copiilor care se află în suferință. Peste 15 sălăjeni care compun grupul de colindători urmașii lui Iancu au pornit cu vestea bună din seara de ajun, iar primii care au fost colindați au fost reprezentanții mănăstirii Strâmba. Tot în noaptea de ajun au fost colindate și gazde din Sâmnihaiul Almașului, Ciumărna și Zalău, iar în ziua de Crăciun, colindătorii au făcut un periplu prin Sâg, Fizeș, Valcău, Halmăști, Drigiu și Șimleu Silvaniei. Printre cei care s-au alăturat grupului au fost interpreții de muzică populară Ciprian Zopota, Denisa Rolnic, Bogdan Octavian Hurban și Iliana Grațiana Pop. Gazdele i-au primit cu brațele deschise pe colindătorii, au înțeles scopul pentru care colindă și i-au răsplătit pe colindători cu bani, conștienți fiind de gestul caritabil pe care îl fac. La final, colindătorii au reușit să adune suma de peste 10.000 de lei plus 500 de euro. De târg umblăm două zile și două nopți, ne sacrificăm pentru timp două ore sau trei ore și o luăm de la capăt. Și unde ne-am dus? Vreau să vă spun că au fost foarte încântați oamenii și multe case care când se într-un palat. Această gazda ne așteaptă și nu mai mere nimeni. Și acești oameni plâng când ne băgăm în casă și bineînțeles că avem și muzică, avem acordeon, avem tobă, avem și ceapără și cântăm colindile așa frumos și cum o tărnicuri, așa cum le știu eu și cum a fost tradiția la mine în sat. Eu zic tot de multe lucrurile, la fiecare colindă, noi îi mulțumim la gazdă și suntem primiți așa cu drag pe unii ne ducem și așa ne sunt sânge bine la sfârșit când vedem că am adunat o sumă din bani. Bineînțeles că omul cât vrea, dacă vrea ne dă, dacă nu noi tot ne ducem. Deci să știți că nu alegem oamenii. Nu alegem oamenii, ne ducem la cășile unde suntem primite. Că ne dă bani, că nu ne dă, dar noi ne ducem spre colindă. Grupul de colindători poartă numele de urmașii lui Iancu și este constituit din peste 15 persoane care de 6 ani fac acest lucru. Vestesc prin județ mesajul colindelor. Pe lângă vestea bună pe care o aduc în casele oamenilor, cetele de colindători le-au vorbit și despre cauza pentru care luptă pentru a-i ajuta pe copiii care suferă de cancer. Potrivit unuia dintre inițiatorii grupului, cei 10.300 de lei și cei 500 de euro adunați vor fi direcționați spre copiii care suferă de cancer. Un caz deja a fost reperat. Este vorba despre o fată din clasa a 10-a din Cosniciu, care are nevoie de 6.000 de euro pentru tratament și căreia i-a fost dată suma de 1.000 de lei. De asemenea, o parte din bani vor fi donați și spre Andrei Milaș. Restul banilor vor fi îndreptați spre alte două cazuri de copii care suferă de cancer și care figurează pe lista transmisă de medicii de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.